CSM Târgoviște defilează cu echipele din Liga Națională de Basket Feminin, trecând cu brio atât de formațiile de top cât și de cele din partea a doua a clasamentului. Elevele lui Dan Fleșeriu au pus monopol pe terenul celor de la CSB Alexandria. Oaspeții nu au avut posibilitatea să interacționeze mult cu mingea. Tâmovițencele s-au simțit ca acasă. Primele trei seturi au fost câștigate cu 23-10, 19-10 și 21-15. O replică destul de slabă a fost dată de gazde în ultimele 10 minute de joc, scor 18-10. Însă prea târziu, victoria era deja judecată de CSM Târgoviște în fața celor aproximativ 800 de spectatori. De remarcat că noua achiziție Chris Givens s-a comportat la înălțime de această dată, dovadă fiind și numărul mare de puncte înscrise, 18 fiind cea mai bună marcatoare a partidei. Marți 11 februarie, CSM Târgoviște se va deplasa la Craiova pentru a susține meciul restanță din cadrul etapei 16. Formația târgovișteană are o misiune ușoară, adversarea având o prestație modestă cu doar 18 puncte adunate după 17 etape disputate. Dacă luăm în calcul și ultima confruntare dintre cele două, care s-a terminat cu scorul de 115-37 pentru CSM Târgoviște, e clar că nu au cum să viseze la victorie craiovencele. Iată rezultatele din cadrul etapei 18.